Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că lipsa de personal din domeniul medical este una acută, mai ales în țara noastră. O mână întinsă ar putea să vină de la Moxi, robotul asistent care poate degreva un cadru medical de taskurile cele mai simple, dar care consumă timp. Moxi este folosit deja în mai multe spitale de peste ocean. Moxi are doar 1,5 metri și poate să fie folosit 24 de ore din 24, cu excepția scurte perioade în care are nevoie de încărcare. Moxi are un ecran digital și o cartelă pentru a deschide ușile. Este folosit pentru a le duce cadrelor medicale tot felul de echipamente sanitare, medicamente, dar și pentru a transporta analizele recoltate la laborator. Moxi is a teammate. She's here to actually relieve some of the pressure and of task and the hunt and gather that we all have to do all day that takes our time away from the patient. Roboții se descurcă complet independent, ceea ce duce la o economie importantă de timp pentru angajații umani. Primește comenzi prin intermediul telefonului. You basically search Moxi and her name pops up. Moxi comes up and you just text what you need. Once Moxi receives a request, the robot responds within 5 minutes with a status update and an estimated time of arrival. Potrivit calculelor, Moxi face aproximativ 1800 de livrări și parcurge aproape 1600 de kilometri în fiecare lună în interiorul spitalului. Asta înseamnă o economie cu mult peste 2 milioane de pași pentru personal. I think it's important to have Moxi be present at Cedars. I think it not only provides an opportunity to improve workflows and be more efficient, but I think it's a fun thing to see around the halls. Feels very future forward. It's that little connection, even though it's a robot, you still have that, you're my friend, you're my helper, let's work together.